Să rezolvăm probleme cu structuri. În declararea alăturată, câmpul A al structurii memorează numărătorul, iar câmpul B memorează numitorul unei fracții. Deci A-ul și B-ul sunt câmpurile. X și Y sunt variabilele care au câmpurile A și B. X punct A, X punct B. Y punct A, Y punct B. Așa. Care dintre următoarele secvențe de instrucțiuni determină în urma executării interschimbarea numitorului fracției X, adică X punct B este numitorul, cu numitorul fracției Y punct B. Deci trebuie să interschimbăm X punct B cu Y punct B. C-ul și D-ul le eliminăm din start, pentru că se pierde valoarea și iar aici Y punct B nu primește nimic. Aici e vorba despre numărător. A, X-ul este numărător. Nu, nici măcar nu este bun pentru că B-ul este câmpul. Noi trebuie să accesăm variabila punct câmp. Deci, greșit, rămâne doar AU. Da? Deci se face accesul la câmpul, se face specificând variabila punct câmpul, nu invers, nu punem câmpul punct variabilă. Cele din după paranteza coladă, evident, sunt variabilele, iar în interiorul acoladelor sunt câmpurile. Deci varianta corectă este A. Structura de date colet permite reținerea a două numere reale. Deci câmpurile sunt reale, reprezentând valoarea exprimată în euro a unui colet poștal, respectiv greutatea exprimată în kilograme. Și un șir de caractere reprezintă numele orașului expeditorului, format din cel mult 30 de caractere. Scrieți declararea structurii colet și o secvență de instrucțiuni care permite citirea componentelor variabile X de tip colet. Așa. Deci două numere reale pentru valoare și greutate. Două numere reale pentru valoare. Variabile X de tip colet. Deci vom zice așa, struct colet double greutate și valoare. Și mai avem un șir de caractere. Pentru oraș, în cel mult 30 de caractere. Deci oraș, cear oraș, 31. Și variabila X. Putem declara aici sau putem scrie colet X, și așa se poate. Evident, citim
sau să scrie cu un mesaj, să iau greutate egală cu... Așa, eventual putem fi afișat să vedem că am citit corect. Ce se cere pentru examen, atâta. Deci atâta trebuie scris pe foaia de examen. Afișarea nu. Acum o facem să vedem că am citit bine. Să iau tix.oraș. Greutate. Aici, înainte de să scriem un simplu get. Deci Bistrița 100 și 2500 valoare. Repet, pe foaia de examen, atâta trebuie să scriem. Haideți să vedem dacă declarăm X aici, imediat după. Deci funcționează chiar dacă l-am declarat aici sau zic după colet X. Declararea alăturată câmpurile X și Y ale înregistrării reprezintă numărătorul respectiv numitorul unei fracții de forma X supra Y. Scrieți instrucțiunile prin executarea cărora se memorează în variabila H, fracția obținută prin adunarea fracțiilor F și G. Am avea f.x la numărător, iar la numitor am avea f.y. Asta ar fi fracția, da? Iar cealaltă fracție ar fi g.x, iar la numitor g.y. Ca să le adunăm,
ar trebui să le aducem la același numitor comun. Adică am putea amplifica prima cu G.Y, da? Deci aici să amplificăm cu G.Y. Iar cealaltă fracție să o amplificăm cu F.Y. Și atunci am obține o fracție la numitor am avea așa f.x ori g.y plus f.y ori g.x. Iar la numitor am avea f.y ori g.y. Această fracție ar trebui să fie egală cu fracția h, adică cu h supra i. H.x supra H.y. H.x supra H.y. Și efectiv vom da lui H.x valoarea de sus de la numărător și la H.y valoarea de jos de la numitor. Adică H.x va fi egal cu fx, f.x ori g.y plus f.y ori g.x, iar h.y va fi egal cu numitorul. Da? Asta puteți scrie și să demonstrați și pe hârtie, chiar dacă ni se cere doar secvența de instrucțiuni, totuși putem să scriem, să arătăm cum am ajuns la... Doar să nu greșiți. Deci rezolvarea ar fi h.x la struct fracție sau la struct fracție int x, y, iar aici era variabile f, g și h. Citim prima fracție f.x f.y, citim cea de-a doua fracție g.x g.y și apoi facem adunarea h.x egal cu, scriem direct formula f.x ori g.y f.x ori g.y f.x ori g.y plus f.y ori g.x ori g.x. Iar numitorul h.y îi vom da f.y ori g.y și vom afișa fracția rezultată. Cout h.x supra
h.y. Bun. Deci o să citim 1 și 2, 1 și 2, deci adunăm 1 pe 2 cu 1 pe 2, 4 pe 4 care este 1. Deci rezultatul este corect. Putem să și simplificăm fracția, dar nu mai facem acum simplificarea fracției. Nu ni se cere să zicem fracția într-o formă ireductibilă, deci este corect. Se consideră definiția alăturată care dintre următoarele construcții este o declarare corectă pentru un tablou cu 10 elemente de tip elev. Păi, prima dată trebuie să apară elev în față. Poate și să lipsească struct. Aici nu putem avea struct elev de 10. Asta. Aici este varianta de este corectă. Că trebuie să specificăm numele structurii, chiar dacă nu specificăm struct înainte. Tabloul să fie X, ca așa ni se cere în problema. Și 10 dimensiunea. Elev este numele structurii, nu poate fi elev de 10 și elev de 10, nici aici. Singura varianta corectă este D. Dar, repet, era corect și fără struct în față. Puteam pune direct elev x de 10, adică tipul de date asociate. Dacă am fi declarat un vector de elemente întregi, am fi zis int x de 10. Dacă declarăm un vector cu elemente de tip elev, sigur că spunem elev x de 10. Deci tipul de date, numele tabloului, iar apoi dimensiunea maximă. Fie declarările alăturate, dacă variabila x reține informații despre un elev, precizați care este varianta corectă ce afișează prima literă a numelui acestuia. Deci variabila este x, accesul la câmpuri se face x punct numele câmpului și evident că va trebui să căutăm x punct nume, iar prima literă este de 0, pentru că începe indexul de la 0, nume de 0, x punct nume de 0 trebuie să căutăm. Și vedem la varianta B. Printf este varianta din C, din C-ul clasic. Deci cout x.nume de 0. Aici afișăm tot numele, de fapt nici măcar nu, aici afișăm tot numele. Varianta A și varianta D nu sunt corecte deloc. Adică nu să genereze eroare. Iar la varianta C afișăm tot numele, ne cere doar prima literă, atunci punem x punct nume de 0.
În declararea alăturată, câmpurile A și B ale înregistrării reprezintă numărătorul respectiv numitorul unei fracții. Care este expresia cu care se pot înlocui punctele suspense în secvența de mai jos, astfel încât dacă fracția memorată în variabila F se simplifică prin numărul natural K, se afișează mesajul da. Păi, ca să se simplifice, ar trebui să împartă și numărătorul și numitorul la variabila K. Deci F.A procent K să fie 0 și F.B procent K să fie 0. Și atunci sigur că se poate simplifica prin K. Deci ar fi if, da, fără de examen nu mai scrieți încă o dată if-ul, ți scrieți doar condiția. F.A procent K să fie 0 și F.B procent K să fie 0. Asta ar fi, deci atât trebuie să scrieți pe fără de examen. F.A procent K să fie 0 și F.B procent K să fie 0. În declararea alăturată, variabila A reține în câmpurile X și Y coordonatele unui punct în planul XOY, care expresia cărei valoare reprezintă distanța punctului respectiv față de originea axelor de coordonate. Deci A.X este X-ul și A.Y este Y-ul. Bun, și dacă avem un punct de coordonate x, y, deci x-ul și y-ul, sau, nu, o secundă să vedem ce coordonatele, da, deci ar fi a.x aici, a.x și a.y. Distanța ar fi asta. Deci aici avem a.x, iar aici avem a.y, aceeași distanță. Avem un triunghi dreptunghic și conform teoremei lui Pitagora, distanța, adică ipotenuza la pătrat egal cu suma catetelor la pătrat, sau ipotenuza e radical din a.x la pătrat plus a.y la pătrat. Sau pur și simplu aplicăm distanța între două puncte, dacă nu. Dar cumva ne simplifică aici problema. Deci distanța ar fi, mi se cere să calculăm, expresia care, nici măcar list nu trebuie să punem, SQRT, deci radical din a.x ori a.x, adică a.x la pătrat, plus a.y ori a.y. Asta este expresia, sau SQRT, de putem pune și pau, pau înseamnă putere, a.x,2, adică a x la a doua plus pau de a.y la a doua. Oricare variantă este corectă. Atâta eventual puteți specifica că să folosim funcția pau putere, trebuie să includem simet sau mat în punct H.
Variabila x declarată alăturat memorează în câmpurile MED1 și MED2 mediile semestriale ale unui elev. Scrieți o expresie care valoare va fi media anuală. Deci ar fi media 1 plus media 2 supra 2. Expresia care valoare. Deci nu o să mai scriu. O să zicem x.med1 plus x.med2 totul supra 2. Haideți să scriu x. Deci ce trebuie să scrieți pe foaia de examen este următorul lucru. x.med1 plus x.med2 supra 2. Asta trebuie să scrieți pe foaia de examen. Nimic altceva. Dacă ar fi zis dați-i lui y valoare, atunci ar fi scris x, y egal cu, dacă nu, doar expresia. Adică x.med1 plus x.med2 supra 2. Fără nimic altceva adăugat. Scrieți instrucțiunea prin care în variabila x vor fi reținute titlul romanului Mara și numărul de 325 de pagini pe care îl are. Deci variabila este x. Rețineți, variabila este tot timpul cea de după paranteza coladă. Să nu încurcați. Câmpurile sunt declarate între paranteza coladă. Deci, în care vor fi reținute titlul romanului Mara. Aici, mare atenție că nu putem x.titlu, nu putem da direct valori și de caracter, va trebui să copiem conținutul. Și atunci vom scrie în felul următor. strcpi x.nume, virgulă, Mara, adică vom copia și Mara în titlu, scuze, titlu. Deci în x.titlu vom copia și Mara și la pagini putem da x.nrpag 325. Deci rețineți că nu putem da, este incorrect să spunem x.titlu egal Mara. Da? Pentru că la șiruri trebuie să copiem conținutul, nu putem atribui direct. Considerăm declararea alăturată folosind pentru a memora numele, prenumele și media unui elev. Care sunt expresiile de mai jos? Care dintre expresiile de mai jos are ca valoare prima litera a numelui unui elev a cărui informații sunt memorate în variabila p. Accesul se face p.nume și prima literă este de 0, nu este de 1. Indicele la șiruri începe de la 0. p.nume de 0. Deci varianta corectă este b. Considerăm declararea alăturată folosită pentru a memora numele, prenumele și cele două note ale unui elev. Care dintre instrucțiunile de mai jos calculează variabila reală m, media aritmetică a notelor elevului, ale cărui informații sunt memorate în variabila x. Deci ar fi m egal cu varianta ce sare din start, x.nota 1 plus x.nota 2 supra 2. Da, au ar fi ok. B1, nu, că nu putem direct folosi nota 1 și nota 2. Trebuie să specificăm înainte numele variabilei. Iar aici accesul la câmpuri se face cu punct, nu cu virgula. Și D1 este corect pentru că e folosită virgula. Aici câmpul direct nu e corect. Și atunci ne rămâne doar varianta A. M egal cu x.nota 1
plus x cu nota 2 supra 2. Deci varianta A este corectă. Varianta A. Considerăm declararea alăturată, care dintre următoarele instrucțiuni este corectă din punct de vedere sintactic. Păi, P egal cu 9, nu, că nu știm cui atribuim valoarea 9. P-ul îi poate reține valori pe punct X și pe punct Y putem avea. A-ul, nu, că nu se face accesul la câmpuri cu săgeată. D-ul, la fel, nu putem incrementa P-ul. Nu știm pe cine incrementăm. Pe punct X, eventual. Egal cu P punct X plus 1. Singura variantă corectă este C-ul, P punct X egal 7. Adică câmpul X îi dăm valoarea 7. Varianta corectă C. Variabila X este utilizată pentru a memora numele, prenumele și salariul unei persoane. Numele și prenumele pot avea cel mult 20 de litere fiecare, iar salariul este un număr natural nenul mai mic decât 30.000. Care dintre următoarele declarări este corectă? Păi la C, la B, nici măcar nu se reține și la A. Niciun... niciun nume și prenume. A rămâne C-ul și D-ul. Dar la D avem paranteză pătrată. Ori nouă ne trebuie paranteza coladă ca să scriem câmpurile în interiorul parantezelor la coladă. Deci varianta corectă este C. Variabila T este utilizată pentru a memora valoarea și numele autorului unei cărți. Valoarea cărții este un număr natural de cel mult 3 cifre, iar numele nu poate avea mai mult de 20 de litere. Păi, la nume, aici putem reține un singur caracter la punctul A și B, doar câte un caracter putem reține, deci nouă ne trebuie 20. Și la D. Tot un caracter putem reține. Deci atunci rămâne singura variantă corectă, singura validă, cel puțin din acest punct de vedere, dar din toate punctele de vedere respectă cerința. Varianta C. Variabila T este utilizată pentru a memora numărul de exemplare disponibile într-o bibliotecă și titlul unei cărți. Numărul de exemplare sumă cu cel mult două cifre, titlul nu poate avea mai mult de 20 de litere. La fel, A-ul și C-ul sar din start și D-ul. Pentru că titlul nu poate fi de tip float, nu poate fi de tip int, nu poate fi de tip long, poate fi doar de tip caracter care să rețină 20 de litere. Deci
Varianta B este varianta corectă. Varianta B este varianta corectă. Care dintre următoarele referiri este corectă din punct de vedere sintactic? Păi variabila este C. Putem avea doar C.X sau C.Y. Nici de cum raza.X sau cer. Numele structurii nu apare, deci cer nu trebuie să apară nicăieri. Deci doar variabila C cu câmpurile X și Y. Varianta corectă este varianta B. Aici avem două structuri imbricate, și anume câmpurile lui E, A, B și C sunt de tipul punct. Noi vom face referirea E.A, E.B, E.C și care la rândul lor au punct X, punct Y. Deci putem avea E.A, punct X sau E.A, punct Y, E.B, punct X, E.B, punct Y, E.C, punct X, E.C, punct Y. Deci trebuie să avem ceva cu E. E.fig nu trebuie să apară numele structurii, deci nu-i corect. A.e nu există să avem câmpul punct variabila, deci variabila și apoi câmpul. E. Punct nu există numele structurii, ci doar variabila. E.a.x, varianta corectă este D. Sunt structuri una în alta, adică imbricate, dar mergem după aceeași logică. Cum se poate accesa prima literă a denumirii unui produs ale cărei caracteristici sunt memorate în variabila P? Deci o să avem P, variabila, punct, denumire de 0. Varianta aceea. Cum se poate accesa prima literă a numelui unei persoane ale cărei date de identificare sunt memorate în variabila P? Păi, la fel, P.nume de 0. Deci variabila .nume de 0. Varianta A. Aceeași problemă. M punct, deci variabila este după paranteză curată. Variabila este M, M punct denumire de 0. Varianta D.
prima literă a numelui unui elev, ale cărui date de identificare sunt memorate în variabila E declarată alăturat. E punct, nume de 0. Deci variabila este E. Nu este variabila elev. Nu e numele structurii. Deci variabila, punct, nume de 0. Deci aici avem variabile var 1 și var 2. Varianta corectă este A. M egal cu var 1 punct nota plus var 2 punct nota supra 2.